Situația este din ce în ce mai gravă în Mehedinți. Cazurile de COVID-19 cresc alarmant de la o zi la alta, nu doar în municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și în localitățile aparținătoare județului Mehedinți. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 32 de cazuri ale infectării cu SARS-CoV-2. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 7.000 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului de la începutul pandemiei și până în prezent. Doar astăzi, 32 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv, iar alți 3 au pierdut lupta cu boala. Odată cu numărul de cazuri crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate, cele mai afectate fiind Bâcleș cu 17,29 la 1000 de locuitori, Pădina cu 4,20 la 1000 de locuitori, Broșteni cu 4,01 la 1000 de locuitori și Drobeta-Turnu Severin cu 3,55 la 1000 de locuitori.